am plecat de acasă amândouă. Nu a avut nimica, nu a durut-o absolut nimica. Ne-am despărțit, eu m-am dus în oraș și ea s-a dus în Schellenberg. Când la o jumate de oră m-a sunat că i s-a făcut rău. O doare capul, îi vine să vomite și arsuri pe piept. Eu repede am luat un taxiu, m-am dus, am luat-o de acolo, pe drum tot vomita, oprea omul mașina, până vomita am vin la urgență, am ajuns la urgență, la urgență am dat să ne băgăm în luntru în urgență, de acolo nu a vrut să ne lasă două asistente. O zberat, mi-a vorbit foarte urât. De acolo m-am întors, dacă nu a vrut să mă lasă, la fișier, unde să face fișele, să-mi dea să completez. Domnișoară, doamna asistentă ce a fost acolo, nu a vrut să-mi dea nimic ca să completez, să mă duc la spitalul militar, că acolo e lume multă. Și una și alta au zis. Deci aici... și... Da. Nu am... Nu văd ce de lume e aici. Au zis. Ați mai stat la urgență acolo? N-am mai stat. Dacă mi-au spus și ne-au respins și una și alta, m-am dus la ea, i-am zis și atunci eu am făcut-o să sune după taxiul, o suna după taxiul și a venit taxiul. Ne-au luat taxiul și să ne ducă la spitalul militar. O mai vomitat iar de vreo 3-4 ori, o oprit omul ăla cu taxiul, până am ajuns acolo. Când am ajuns cu acolo, n-am stat nici acolo, n-am stat nici 5 minute să ne punem pe scaun. Am întrebat pacienții dacă e cineva în luntru, a fost, am mai stat ca 2 minute, zic, poate că iasă omul ăla. Am văzut că nu iasă, ne-am băgat în luntru. De acolo, o zberat un asistent să ieșim afară că nu are timp de noi, că are bolnav acolo. Noi am ieșit, ne-am pus pe scaun. La fiică mea era rău, s-o ducea mereu voma, mă duceam și eu după ea acolo, o ieșit într-un oareșcare iară timp, iară un asistent, ne-a văzut că îi vine, că vomită, nu a întrebat-o ce te doare, ce ai, de ce vomiți, o luat pacient de pe scaun și s-a băgat în luntru. O zi noi să mai așteptăm, dacă i-am zis, să așteptăm că nu mi-a făcut fișa. Nu mi-a luat buletinul să-mi facă fișă. A mai vint, a mai stat, m-am băgat iară, fără fișă. Iar o zbera la mine, iar o... Iar am ieșit, iar m-am pus lângă ea. Ea, tot cuvântul ce-l scotea din gură, de câte ori zicea, mămic, eu nu mai pot, eu mor. Domnule, nu mai poate, iar m-am băgat în luntru, iar nimic. Până când ultima dată de am văzut-o că nu mai poate nici să vorbească, atunci am luat-o cu forța și le-am dus-o și le-am trântit-o acolo, în pat. În... Dar cât a durat? Cât ați stat până când o oră, o oră și ceva, eu cred că am stat. Și în urgență la militar. Da, păi, gândiți-vă, de la... 3:30, să zic, hai 4, nu zic 3:30, că noi înainte de 3 am plecat de aici. Nu așa, eu m-am dus cu autobuzul așa, acolo. În urgență la militară, dar a stat cam o oră, spune. O oră, o oră și ceva am stat. Și mai bine de o oră, nu a venit nimeni să vadă, ea se simțea tot mai rău. Tot mai rău, păi dacă a ieșit asistentul și a văzut-o. Și am zis, domnul asistent, ce faceți? Doamne, la rând, să stă toată lumea la rând. Până nu-ți fac fișa, nu-ți completez fișa, nu se poate. Păi da, un om îl ții până moare să completezi tu fișa, fișa o faci după aia. Dă-i la om tratamentul. Și a strigat, au vorbit urât cu dumneavoastră? Da. Numai nu cunosc oamenii. Dar ce v-au spus? Ce-au strigat? Să ies afară, că alți bolnavi la rând. Noi să ne așteptăm rândul. Într-un final a ajuns înăuntru, s-a uitat... Da. Eu nu știu că pe mine m-a scos afară și atâta auzam de afară mereu cum zbera la ea. Să tacă din gură să nu mai zbere. Că ea zicea, nu mai pot. Au, mă doare, sau să văita. Și zicea că să tacă din gură să nu mai... să nu se mai vaite, că nu poate să... îi ia cu aparatele ele, aceștiu, nu așa. Dar ea nu mai putea de criză și de durere. Până la urmă a venit salvarea și... o adus-o dincoace. Dincoace când o adus-o, deja o resuscita. Era prea târziu când păi a intervenit. Da. Să-mi povestesc, deci într-un final a fost trimisă cu ambulanța, dar la militar la județean. Da. Acei când o adus-o, noi când am ajuns cu mașina mică, că după salvare nu a mers, nu a mers la 5 minute sau la 10 minute, deja o resuscita. Deja ea era în coma, indusă. Ce v-au spus medicii? Păi ce să zic, că medic nu a fost atunci, ei nu-mi spuneau că medic nu este, le spunea la colegii ăștia, la alți, că nu este medic cardiolog. Nu. Apă ce medic a fost acolo sau cine a fost, nu știu, la o jumate de oră a venit și cardiologul. Și după aia au mai sunat-o ei din ei, de-o sunat medici. Adică colegii, ca cum ați fi dumneavoastră, eu cunosc pe doctorul cutare, dintr-unul în alt, să... nu, poate face ceva.
ce să mai facă, că a fost prea târziu. Ce v-au spus într-un final medicii? După ce... ce s-a întâmplat? V-a spus cineva de la spitalul județean de aici, de la urgență, ce s-a întâmplat? Păi, m-a chemat după aia la urmă de tot și mi-a spus că e decedată. Altceva mie nu mi-a mai spus, ce vedeți acolo pe hârtie. Nu v-a spus ce s-a întâmplat cu ea, din ce cauză a murit, ce problemă a fost acolo medicală? Nu. De... o zic că a avut, a făcut o comoție, convulsie pulmonară, nu știu cum, nu știu ce, va fi făcută dintre cât o vomat. Și atâta, cum să vă spun eu, nu era vomă ca când îți vine să vomiți normal. Să vedea că sunt așa, din, ca cum zice, din tot adâncul corpului. Dar prima dată când ați ajuns la spital, la urgență, la județean, cam cât ați stat în urgență? Până atunci, dacă nu au vrut să dea nicio hârtie, nimic, ca să completez eu, ce să mai stau acolo? Deci n-ați stat să așteptați acolo? Păi ce să stau dacă ea nu a vrut nici să-mi dea? Să-mi dea să completez, să știu, trag și eu nădejde că va veni rândul. După o oră, după două, după cinci, după șase, cum o zis Erica, așa o zic, că după șase ore mă ia. Așa mi-a spus, după șase ore. Dar ne avem fișe nici măcar... Da. Și acum ce aud, că de ce am plecat? Păi dacă tu nu vrei să-mi dai să completez, dumneata dacă vii la ușa mea și eu nu vă dau nimica, mai stai la ușă? Eu zic, poți să ieși afară, că eu țin cu ușa și eu nu-ți dau nimica. Era lume multă, nu? Era, într-adevăr, era. Le apăreau oamenii care așteptau acolo la urgență foarte grav, bolnave? Nu, adică stăteau pe scaune, nu să ținea de nimica, nu să... Și ea, în momentul în care ați ajuns la urgență, se vedea pe ea că e bolnavă, se vedea că nu... Păi dacă nu mai poți să stai în picioare, te razăm de toți pereții. Și totuși n-au vrut să vadă că nu poate să... Păi dacă omul ăla, pacientul ăla s-a sculat de pe scaun, ăla pacientul a văzut-o că ea nu mai poate. Și ele nu au văzut-o ca asistente, ca medici, ce-au învățat. Nu și-au dat seama că e foarte grav bolnav. După aia ne-au băgat acolo pe toți la urmă, că am uitat să vă spun, în urgență și zice, dacă vreți, duce-vă-ți și vedeți-o decedată, o zis către mine. Dar tot ele vorbeau că o zis că era neagră la față. Eu am zis, mie nu trebuie să-mi văd pe fica mea urâtă. Eu vreau să o văd frumoasă cum era. Nu? După aia m-a lăsat, că mă trimiteau să o văd. Dar nente bolnavă să fie zisă, oare ce are fica asta dumitale? Oare hai să o luăm? Înțeleg că toată lumea care a stat acolo la coadă, toți oamenii au avut. Dar, nu, așa și mi-aduc aminte. De ce toată lumea deci din urgență? De la spitalul mare îi trimite la... acolo, la militară. Că așa au făcut. Toți. Și după aia pe toți de acolo ne-au trimis aici. Păi dacă știe că nu au dânși aparate sau nu știu ce acolo, după ce ne trimite. Deci au mers, ați văzut acolo și alți oameni trimiși? Tu au fost 3-4 și toți, până când a fost ea de era decedată aici, toți au venit înapoi acolo. Ea era acolo. Tânără. Da. Au avut până acum probleme de sănătate vreodată? Adică v-ați gândit vreo clipă că ar putea să ajungă în situația asta? Nu. I-a fost rău? Lua vreun tratament pentru ceva? Avea probleme? Nu. Nu lua absolut niciun tratament de nimic. Era tânără, plină de viață, Da. Nu s-a plâns niciodată că e rău sau? Nu. Nu s-a plâns. Uite, să căutați și în fișele medicale. Eu vă arăt că acum nu de o lună bună și-au făcut analiză la sânge și toate bune, toate la medicul de familie. O fomă inente la, la Paltinu. No, așa că o zică să face gratuite. Cam tot zis, hai să-ți faci și tu să ai. Acolo e și bune. După aia v-a zis ea, mămic, face, va fi că ce n-a fost cu bani, nu, s-a scăpat de mine. Le-a făcut la doctorița de familie, atât a ieșit magneziu și calciu, lipsă de ele. Atât. Credeți că putea fi salvată? Eu așa zic. Dacă o lua de prima dată, eu așa zic. Putea să o salvez? Da. Putea să-i dea ceva de vomă. Că eu am mai fost, domnișoarelor, ce sunteți. Am mai fost în spital. Eu de tânără am umblat cu soțul. Că avea cu stomacul. Nu așa. Și îi dădea de vomă, că tot așa, vomita de la stomac. Îi dădea de vomă, îi băga perfuzie cu ce știa ei, cu de astea, cum le zice, cu vitamine, cu ce știa ei. Nu așa? Că nu putea să pui nimic, nici ce la pilivă. Ce credeți că a reacționat așa? Ce să... Nu știu. De la ce ei să fi putut nu face știu. Așa rău? Brusc? Nu știu. Nu știu. Considerați că medicii au fost indiferenți? Asta-i. De ce nu ne-au primit bater să o consulte? I-am spunea, mămic, gânești că îmi bubuie capul. Să vie acolo, pe hol.
pe scaunul ăla, o tensiune, o văz, mă, fata asta că să tânguie pe acolo, să dă cu capul de pereți, să rază mă de toți pereții, o tensiune să-i fie luată. Nici la spitalul ăla, nici ce. Credeți că n-au băgat-o în seamă pentru că au văzut-o că e tânără? Cam și așa. Au crezut, da, că poate... Da, așa ceva, da. Așa ceva, da. O va fi văzută că e tânără, că sărbătorile va fi zisă că o beu, sau ce știu eu ce, mai știu eu ce, să nu te întrebe de nimic, ce gândești? Asta o gândești. Deci, practic, în zadar ați tras dumneavoastră de medic, da, de asistente? Da, degeaba. Degeaba. Ne-au scos ca pe țiganele. Te duceai, te scoate ca un cățel de ăla și dacă îți intră în casă, îl scoți afară. Îți intră în casă, îl scoți afară. De la un timp zici, tot îl las în casă, dar ele nu. Nu v-au lăsat. La cui credeți că e? Păi nu ne-au lăsat dacă nici în ultimul timp, când n-am mai putut-o duce, de-am dus-o cu persoana aia. A cui credeți că e vina pentru ceea ce s-a întâmplat? Păi, a medicilor, a tuturora. Și a asistenților, și una asistentul, dacă o văzut-o, putea să zică, doamna doctoră, e grav. Ce ziceți? De ce spus acolo? Noi, ca persoane de astea la alte, care nu ne pricepem cu nimica, noi atâta știm, un algocalmin, un ce știi ce, să luăm. Dar altceva, ce să luăm? Ce veți face? Veți depune plângere? Nu, de unde bani? Ea are rată. Uite aici. Ea și-o făcut în 4 ani, numai ea știe cum și-o făcut toate. O lucrat prin toate părți ca să-și facă, să aibă. Și a zis acum, înaintea sărbătorilor, și-o închis balconul. Cu 3 zile, miercurea. Și Crăciunul cum a fost? Duminica, lunea. Nu așa. De unde să mă judec și cu cine să mă judec eu? Veți sesiza, nu știu, veți face plângeri la conducerile spitalelor, la... Nu știu. Nu mă duc nicăirea, că nu am bani, nu am, vă spun. Și întrebe om, eu singură, n-am pe nimeni. Cine să mă ducă să mă plimbe? Eu abia mă tărui pentru mine. Deci, practic, era și nădejdea dumneavoastră. Puteți întreba pe cine vreți din colegii ei, din prietenii ei. Eu era nădejdea în ea. Și acum ați rămas singură. Am rămas că nu sănătoasă. Nu sănătoasă. Uite, eu vă aduc plasa să vă arăt cu diagnosticile. Am la inimă, am zis că parcă e un pic mai bine. Așa. Acum am cu rinichii și fac criză urâte.